O altă întrebare. Care sunt primii pași pentru a dizolva tăria de caracter? Dezordinea, lipsa de program, a căuta întotdeauna un vinovat în afara ta, lipsa de implicare, de asumare a responsabilităților, lipsa de valori, de ierarhizare a priorităților, lipsa unui itinerar de transformare a vieții în excelență, lipsa de Dumnezeu. Mai putem spune că goana după plăceri dizolvă caracterul. O altă întrebare excelentă. Care este diferența dintre cu și fără caracter? Sau cum recunoști un om care nu poți să spui că își cultivă caracterul și din contră, de la zi la zi, de la an la an, pierde din această tărie de caracter? În primul rând, omul se gândește doar la el. Atâta timp cât noi cultivăm doar propriul nostru interes, sacrificarea interesului colectiv pentru interesul individual este un pas greu pentru a pierde această tărie de caracter. Când vedeți acea rășuceală, dau numai da și nu, nu mai este nu. Acum zice într-un fel, mai târziu într-un alt fel și tot le schimbă și tot le amână. Asta înseamnă o lipsă a înțelegerii cât de importantă este această tărie de caracter și cât de important este să o cultivi. Unii oameni pur și simplu nu înțeleg de ce ar mai avea nevoie de acest lucru. De ce? Voi răspunde pe măsură ce se vor derula întrebările. Deci, putem recunoaște un om care nu are treabă cu caracterul prin neasumare, neimplicare, fuga de responsabilitate, răsuceala, lipsa unui program, faptul că nu se poate integra într-un complex de proceduri, de munci, prin care se poate să ducă un proiect la bun sfârșit într-un timp hotărât dinainte. Sunt multe forme de a recunoaște. Unii sunt pur și simplu victime, în sensul că nu-ți dau seama, nu sunt un oameni răi, au un suflet bun, dar nu se pot decupla de acele moduri în care se identifică cu valori ce nu-i cresc. Când noi căutăm să evoluăm într-un proces, într-o profesie, într-o direcție, noi trebuie să căutăm oamenii, mediul, locul, timpul, profesorii care să ne poată crește. Prin însăși existența lor în viața noastră să ne facă să creștem. Sunt alții care realizează că este nevoie de caracter, dar zic, acum sunt tânăr, vreau să mă distrez, să-mi trăiesc viața, vedem noi mai târziu. E dificil, pentru că, așa cum spunea cineva, dintr-un ordin bisericesc, orice copil poate fi educat în anume sens sau direcție până la 6 ani. În momentul când a trecut în al 7-lea an, plasticitatea minții se pierde. Este destul de dificil
să pot adaugi sau să scoți lucruri după. Și acest concept este cunoscut peste tot. Și anume, cei 7 ani de acasă.